În 2005, un oraș american liniștit a fost zguduit de un eveniment terifiant. O tânără a dispărut fără urmă din propria ei casă, lăsând în urmă lucruri, telefon și mașină. Cu timpul, ancheta acestui caz a început să semene cu un serial de detectivi tipic, cu o singură diferență: totul s-a întâmplat în viața reală. Micuțul oraș a fost cufundat într-o atmosferă de frică și neîncredere, deoarece dispariția fetei ar fi putut fi legată de oricare dintre locuitori. Abia după 12 ani, întreaga lume va afla adevărul terifiant. Prieteni, înainte de a, înce de a începe vizionarea, aș dori să vă rog să dați un like acestui videoclip, să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel. Stfel, veți oferi o mare ajutor în dezvoltarea canalului, pentru a putea crea mai mult conținut de calitate pentru voi. Tara Greensteed s-a născut în 1974 în orașul Hawkinsville, SUA. În anii de școală a participat activ la concursuri de frumusețe, obținând locuri premiate. Tânăra și-a propus încă de la o vârstă fragedă să obțină o educație de calitate. De aceea, banii câștigați din concursuri îi economisea pentru a-și plăti studiile. După colegiu, Tara a obținut o diplomă de master în științe educaționale și s-a angajat la locul de muncă pe care și-l dorea de mult timp. A devenit profesoară de istorie la o școală medie din orașul Ocila, Georgia. Acest mic oraș reprezenta o tipică America cu clădiri joase. Populația sa nu depășea 4.000 de oameni, majoritatea cunoscându-se foarte bine între ei. Viața acolo decurgea liniștit și regulat. Nimeni dintre localnici nu s-ar fi gândit că în Ocila ar putea avea loc o crimă gravă. Tara Greenstead a lucrat la școala locală câțiva ani, iar în acest timp a avut relații excelente atât cu colegii, cât și cu elevii. Era o persoană bună și sociabilă, care întotdeauna putea oferi sprijin și ajutor. În octombrie 2005, acest ajutor a fost foarte binevenit pentru elevele Tarei, care se pregăteau pentru un concurs de frumusețe local. Având în vedere că profesoara lor câștigase de mai multe ori premii la astfel de evenimente, fetele erau încântate de sprijinul ei. Sâmbătă 22 octombrie, Tara a ajutat elevele cu ultimele retușuri înainte de concurs. După aceea, a mers la un picnic cu prietenii din școală și s-a întors acasă abia la ora 11 seara, parcând mașina afară, sub un copertin. De atunci, Tara a încetat să mai răspundă la telefon. Mama ei, care locuia în alt oraș, a fost cea mai îngrijorată. Fica ei răspundea întotdeauna la telefon sau revenea cu un apel, dar de data aceasta nu a primit niciun răspuns. Luni, 24 octombrie, îngrijorarea a atins cote maxime. Tara nu a mers la muncă. Un astfel de comportament era extrem de neobișnuit pentru ea. Tânăra lua foarte în serios munca ei și ar fi anunțat cu siguranță conducerea care are nevoie de o zi liberă. Cunoștințele îngrijorate ale tarei au sunat la șeful poliției, Billy Hancock, cerându-i să verifice dacă totul este în regulă cu ea. La ora 10 dimineața, el s-a dus la adresa ei. Polițistul credea că femeia pur și simplu rămăsese fără baterie la telefon, iar ea fie se îmbolnăvise, fie adormise pur și simplu. Ajungând la casa ei, a observat mașina tarei la locul obișnuit. Ușile ei nu erau încuiate, dar acest lucru nu l-a surprins pe Billy. Într-un oraș atât de mic, locuitorii nu se îngrijorau că mașinile lor ar putea fi furate. După aceea, a observat că pe tabloul de bord se afla un plic cu 100 de dolari în numerar. Acest lucru era deja ciudat. Cum putea o persoană responsabilă ca Tara să lase bani la vedere? Billy a bătut la ușă, dar nimeni nu i-a deschis. După aceea, a decis să inspecteze casa. La prima vedere, totul părea complet obișnuit, fără semne de luptă sau efracție. Dar în dormitorul Tarei, detectivii au descoperit un adevărat haos, complet neobișnuit pentru o femeie. Lucrurile ei erau împrăștiate pe podea, inclusiv hainele în care fusese văzută ultima dată. Telefonul mobil era pe noptieră, l-a încărcat. Totul părea că Tara ieșise din casă pentru scurt timp, dar ea nu era nicăieri. Pe pământ, lângă casă, polițiștii au descoperit prima dovadă care i-a făcut să se gândească la o posibilă crimă. Acolo se află o mănușă din latex, pe care cineva ar fi putut o folosi pentru a-și ascunde amprentele. Detectivii nu au luat în considerare ipoteza că mănușa ar fi putut aparține Tarei. În viața de zi cu zi, aproape nimeni nu folosea așa ceva. De atunci, cazul a fost preluat de biroul de investigații din Georgia, echivalentul FBI-ului, dar la nivel de stat. Principala ipoteză a anchetei a fost răpirea. Dovezile erau extrem de puține. Pe lângă mănușă, detectivii au identificat doar două momente suspecte. Un lanț rupt al tarei zăcea pe podea în dormitor, iar ceasul ei deșteptător nu era la locul obișnuit. Dar toate acestea nu ajutau deloc detectivii să dezvăluie misterul dispariției ei. Pentru acest mic oraș, luni a fost o zi cu adevărat terifiantă. Casa Tarei a fost înconjurată, iar la școală a fost convocată o întâlnire. Colegii și elevii Tarei au încercat cu toate puterile să ajute la căutări, formând un grup de voluntari. Au tipărit o grămadă de pliante cu fotografia femeii și informații despre dispariția ei. Și în câteva ore aceste pliante au fost distribuite în tot orașul. În acea zi, voluntarii nu s-au întors acasă până la ora 1 noaptea. Agenții biroului de investigații au intervievat vecinii Tarei și au studiat zona în care locuia. Câini de căutare au fost aduși în speranța de a găsi urma dispărutei. Ancheta a avut speranța că Tara a plecat pe jos undeva, iar câinii o vor găsi cu ușurință. În același timp, mănușa din latex a fost trimisă experților, care aveau ca scop colectarea unui volum maxim de date. Au reușit să obțină o mostră de ADN, dar nu au găsit nicio potrivire în baza de date a FBI-ului. Se știa doar că mostra aparținea unui bărbat, din păcate, toate acestea nu au adus rezultate. Tara părea că s-a evaporat din propria ei casă. Atunci, anchetatorii au început să sape în viața personală și trecutul tarei. Se întâmplă adesea ca, în cazul dispariției unei femei, vinovat să fie cineva din cercul ei apropiat. Studiind bărbații cu care Tara a avut relații, detectivii nu au reușit să identifice niciun suspect. Cel mai mult a fost cu Marcus Harper, un fost polițist și militar. Cei doi s-au despărțit la inițiativa Tarei cu aproximativ un an înainte de dispariția ei. Motivul a fost că femeia dorea să-și întemeieze o familie, iar Marcus nu era pregătit pentru asta. După despărțire, au menținut o relație de prietenie, comunicând și corespondențând. Ulterior, detectivii au descoperit un detaliu interesant. Marcus venise în Ocila cu trei săptămâni înainte de dispariția Tarei, dar ea nu a fost informată despre acest lucru. Aflând despre vizita lui Marcus de la cunoscuți comuni, femeia s-a supărat foarte tare. A sunat-o de mai multe ori, încercând să afle de ce nu i-a spus despre venirea sa. În curând, starea tarei a degenerat într-o adevărată isterie, iar rudele ei erau foarte îngrijorate, și chiar s-au întrebat dacă tara nu intenționează să facă ceva imprudent. Totuși, în curând, tânăra s-a calmat, iar poliția nu l-a considerat pe Marcus un suspect. Cei doi au fost împreună mult timp. Dar relația lor s-a încheiat, iar detectivii nu au reușit să găsească motive pentru o crimă. Curând au avut parte de o întorsătură interesantă. Poliția a aflat că Tara a fost amenințată de un fost elev. Pe 30 martie 2005, cu șapte luni înainte de dispariția fetei, el a venit la casa ei și s-a comportat extrem de agresiv. Când Tara a refuzat să-l lase să intre, băiatul a început să bată în ușă, iar vecinii au fost nevoiți să cheme poliția s-a descoperit că tânărul era îndrăgostit de profesoara sa încă din școală. Potrivit cunoscuților ei, fostul elev era emoțional instabil, se comporta ciudat și chiar înfricoșător. O perioadă, Tara a încercat să-l ajute să-și rezolve problemele, dar starea lui psihică s-a agravat doar. După acel incident când tânărul a încercat să pătrundă în casa ei, femeia a depus plângere împotriva lui. Se temea cu adevărat că el ar putea să-i facă rău. După dispariția Tarei, poliția l-a localizat pe acest tânăr. El lucra în orașul vecin, la 150 de kilometri de Ocila. Băiatul a oferit detectivilor un alibi pentru noaptea dispariției fostei sale profesoare. Stabilirea implicării sale în caz nu a fost posibilă. În casa femei a fost găsită și o vizită de la un anumit polițist. S-a dovedit că Tara avusese o relație cu el pentru o vreme, dar în momentul dispariției ei, el locuia deja în alt oraș. Polițistul a oferit de asemenea un alibi pentru noaptea dispariției Tarei. Pe acest lucru, lista posibilelor suspecți s-a încheiat practic. Fără nicio dovadă, poliția a decis să organizeze căutări pentru fată la două săptămâni după dispariție. Această decizie întârziată părea ciudată, deoarece din primele momente era clar că Tara a părăsit casa, nu din voința ei. La căutări au participat sute de voluntari care au percheziționat împrejurimile ocilei. Voluntarii au cercetat pădurile, au studiat șanțurile și râurile, dar nu au reușit să găsească niciun indiciu despre Tara. În timpul căutărilor, a fost raportat că, aproape de locuința tarei, o casă și o mașină au ars. Locuitorii au fost aproape unanim de părere că acest incident este legat de dispariția femeii. Poate că criminalul a încercat să șteargă urmele? Sau poate că oamenii erau atât de șocați și speriați încât fiecare eveniment părea suspect? Oricum, căutările nu au adus rezultate, iar poliția s-a confruntat cu o realitate sumbră. Nu mai aveau nicio dovadă. Următorii câțiva ani nu au adus poliției nicio apropiere de dezlegarea acestui mister. Abia în 2009 a avut loc un eveniment care a readus atenția asupra dispariției Tarei Greenstead. Un utilizator a creat un canal pe YouTube și a postat un videoclip extrem de înfricoșător. În cadru apărea un bărbat. Fața lui era pixelată, iar vocea modificată. În videoclip, el a declarat că este implicat în dispariția 16 fete, numindu-le pe nume. Printre ele se află și Tara Greenstead necunoscutul a adăugat că a ascuns corpurile în siguranță și că în videoclipurile viitoare va oferi indicii despre locul îngropăciunilor. Poliția a verificat imediat videoclipul și a descoperit că toate cele 16 nume aparțin cu adevărat unor femei dispărute. FBI-ul a reușit să-l urmărească rapid pe autorul acestui videoclip. Acesta s-a dovedit a fi Andrew Hala, în vârstă de 27 de ani. După arestare, el a declarat că a vrut doar să glumească. Poliției nu i-a reușit să stabilească vreo legătură între Andrew și oricare dintre cele 16 fete dispărute, dar nu a putut evita procesul. Pentru mărturii false și falsificarea dovezilor, bărbatul a fost condamnat la 2 ani de muncă forțată și o perioadă de probă de 13 ani. Speranța efemeră de a dezvălui acest caz rece s-a stins, iar poliția a rămas din nou fără nicio dovadă. În decembrie 2010, Tara Greenstead a fost oficial declarată decedată, deoarece nu aveau cu ce lucra. Anii au trecut, dar locuitorii din Ocila își aminteau bine de dispariția tarei Grinstead. Își aminteau, dar discutau din ce în ce mai puțin. Discuțiile despre tara au rămas doar în spatele ușilor închise. Această temă aproape că nu mai era abordată în viața de zi cu zi. Orașul s-a schimbat pentru totdeauna. Frica și neîncrederea au pătruns în localnici, pentru mulți ani înainte. Abia în 2016 s-a întâmplat ceva care a făcut din nou oamenii să vorbească deschis despre tara. Jurnalistul Payne Lindsay din Atlanta a creat un podcast dedicat cazurilor misterioase. Și pentru primul episod s-a ocupat de cazul Tarei Grinstead. Bărbatul, împreună cu colegul său, a venit în Ocila, unde s-a întâlnit cu detectivul privat Morris Godwin. Împreună au început să reanalizeze acest caz practic de la zero. Nu aveau acces la documentele poliției, așa că singura sursă de informații disponibilă erau locuitorii orașului. La început, au reușit să discute doar cu prietenii și rudele tarei. Oamenii străini evitau cu desăvârșire discuțiile despre fata dispărută, dar așa a fost doar pentru o vreme. Cu entuziasmul său, Linsey a reușit să reînvie interesul pentru acest caz. Iar, în curând, locuitorii din Ocila au început din nou să discute despre el. Linsey și Morris au analizat toate posibilele piste. Au luat în considerare trei suspecți posibili foștii iubiți ai Tarei, și elevul care a încercat să pătrundă în casa ei. În același timp, au discutat cu fiecare persoană care ar putea avea vreo informație utilă. Au fost atât de absorbiți de acest caz, încât de câteva ori le-a părut că soluția se află la doar un pas distanță. Odată, Linții a primit un apel în care o persoană necunoscută i-a sugerat să caute rămășițele pe terenul casei Tarei. Poliția a făcut asta, iar într-un moment dat au reușit să găsească oase. Totuși, experții au stabilit rapid că aceste oase aparțin unui animal. În ciuda agitației și a unei noi valuri de interes pentru acest caz, nu au avut loc progrese semnificative. Mai exact, nu au reușit să rezolve acest caz în timpul realizării podcastului. Dar această investigație amatoare ar putea deveni decisivă în așteptata dezlegare. Iar dezlegarea s-a întâmplat complet neașteptat. La începutul anului 2017, la poliție a venit o anumită Brooke Sheridan. Povestea ei i-a șocat pe detectivi, care nu mai credeau că adevărul va ieși vreodată la iveală. Brooke le-a spus anchetatorilor că fostul ei iubit, pe nume Bo Dukes, i-a mărturisit odată. El l-a ajutat pe prietenul său să scape de corpul tarei Greenstead. Aflând despre asta, fata l-a implorat pe băiat să mărturisească totul, dar el a tăcut. Ascultând povestea lui Brooke, polițiștii nu s-au grăbit să acționeze. Cine știe, poate că această femeie doar a dorit faimă și atenție. Mai ales când podcastul de succes a făcut ca toată lumea să vorbească din nou despre acest caz. Detectivii au decis să acționeze cu siguranță, cerându-i lui Brooks să poarte un dispozitiv de ascultare și să se ducă la Dukes pentru a obține o mărturisire. A funcționat. Bărbatul nu a negat implicarea sa, iar poliția a avut motive pentru arestare. Spre surprinderea lor, Dukes a început imediat să colaboreze cu ancheta și a dezvăluit totul. Ulterior, detectivii vor spune că pur și simplu s-a săturat să trăiască cu acest povară pe conștiință. Târziu în noapte, un prieten și fost coleg de clasă, Ryan Duke, l-a sunat. I-a cerut să-i împrumute camioneta și să-l ajute cu ceva, adăugând. Am intrat în casa tarei Greenstead pentru a fura niște bani, dar ceva a mers prost și am omorât-o. Conform relatării lui Ryan, după o petrecere cu prietenii, a decis să se plimbe cu mașina. În acel moment, a decis să intre în casa cuiva și să fure bani, iar alegerea lui a căzut pe casa tarei. La acel moment, el era sub influența substanțelor interzise. Deschizând ușa cu ajutorul unei carduri de credit, a pătruns în casă și a început să caute bani. Tara l-a observat. Între ei a început o luptă, din care a ieșit viu doar Ryan. Când Dukes a ajuns cu camioneta la casa tarei, au încărcat în ea corpul femeii și l-au dus în pădure. Poi împreună s-au debarasat de corp timp de câteva zile. Această poveste a șocat locuitorii din Ocila. Dukes și Duke nu au fost niciodată considerați suspecți, deoarece nu aveau motive. Nu existau dovezi care să-i lege pe cei doi de dispariția femeii. În ciuda mărturisirii complete, Bo Dukes nu a dorit să depună mărturie împotriva sa în instanță. La proces, el s-a adresat rudelor tarei, plângând și cerându-și iertare pentru fapta sa. s a petrecut mult timp în armată, fiind veteran și având multe distincții. Dar instanța a luat decizia sa. 25 de ani de închisoare pentru ajutorul acordat în ascunderea crimei. În ceea ce îl privește pe Ryan Duke, procesul său se prelungește și în prezent, la patru ani după arestare. În mare parte, acest lucru se datorează avocaților care folosesc diverse subterfugii pentru a amâna inevitabilul. Nu există nicio îndoială că Ryan va ajunge la închisoare, dar când instanța va pronunța verdictul final, nu se știe. Acum, când adevărul despre acest caz zgomotos a ieșit la iveală, prietenii și rudele Tarei Greenstead și-au îndepărtat povara incertitudinii. Mama ei a recunoscut că în toți acești ani a sperat în secret la o minune că fiica ei se va întoarce acasă vie. Din păcate, realitatea s-a dovedit a fi crudă, lipsită de sens și fără minuni. Cel puțin acum, întreaga lume știe cu siguranță ce s-a întâmplat în acel mic oraș în 2005.